Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant. Bună seara, mulțumim foarte mult pentru că ați venit la această lansare a noi mele cărți, Plămânul de mătase. Îi mulțumesc scriitorului și criticului literar Adrian Lesenciuc pentru prezența și pentru bucuria pe care mi-a făcut-o citindu-mi cartea și actorului Tudor Morgovan, care ne va citi la un moment dat un fragment din cartea pe care am publicat-o la editura Oscar Print. Am să mai vorbesc și eu la final, dar acum am să dau cuvântul mulțumindu-i în același timp scriitorului Adrian Lesenciuc. Mulțumesc tare mult! Suntem la o lansare, la un târg de carte. Lansările la târgul de carte nu sunt foarte generoase în ceea ce privește pătrunderea în analiza critică în profunzimile cărții. Însă, citind această lucrare, am avut plăcerea, bucuria de a găsi o scriitură diferită față de ceea ce înseamnă scriitura contemporană. Chiar dacă în ultima perioadă, într-adevăr, se mută cumva accentul de pe roman, pe proza scurtă, chiar dacă există un anumit interes pentru proza scurtă și cu siguranță a scrie proza scurtă este mai dificil decât a scrie roman, ceea ce surprinde în această așezare e faptul că suntem într-un spațiu cotidian, cel mai adesea urban, de multe ori chiar precis definit, într-o lume cel mai adesea contemporană, în care lipsesc faptele sau factualitatea este redusă la minim, dar în care, în esență, ceea ce ar ține cumva cititorul prins de această poveste este mai degrabă un teatru de umbre care se produce în interior, în interioarele lectorului, în egală măsură, pentru că lucrarea e, de fapt, o producție multi-art, pe de o parte, o producție multi-art care deschide din această perspectivă, prin lucrările alb-negru publicate ale artistului fotograf Răzvan Lazăr, deschide cumva apetitul spre lectură. După care, lectura în sine produce această mutare din exterior, din spațiul exterior pe care îl descrie, într-un interior al unor rezumate de viață. Există în titlu, plecând de la titlu însuși, Plămânul de mătase, care este numele unei povestiri din lucrare, există ceva ce are legătură cumva cu întreg cuprinsul acestei lucrări. E vorba despre un aer diafan, despre un aer rarefiat, despre un aer oprit, despre o respirație tăiată, în momentul în care, parcurgând fiecare dintre povestiri, simți că te descoperi pe tine, dar această descoperire de sine vine din cel puțin două aspecte. Pe de o parte, e vorba despre această predispoziție la observare, care duce cumva înspre observarea științifică, etnometodologică, a omului care e capabil să vadă cel mai fin detaliu. Să nu uităm că Alina Gherasim vine din artele plastice, să nu uităm că această privire extrem de pătrunzătoare, capabilă să surprindă totul, este cea care reușește cumva să redea. Iar al doilea aspect care face ca lucrările ei să fie foarte, foarte frumoase este tocmai faptul că, în ciuda unei anumite fragilități, a menținerii în această zonă, să ne imaginăm un fel de poșghiță fină pe o anumită suprafață textuală, care se poate sparge oricând, dar pe care poate aluneca foarte ușor gândul cititorului, ei reușește cumva, susținându-ne în acest amestec de firav și
ușor trecător, să surprindă printr-o forță de expresie extraordinară. Prin urmare, este un amestec interesant între fragilitate și cumva o transformare a acestei fragilități în putere, pentru că lucrările, fiecare dintre aceste proze scurte, sunt piese foarte puternice. Foarte puternice pentru că ceea ce urmărește de fapt să atingă în fiecare dintre aceste lucrări e o poveste despre existența umană, despre condiția umană, despre ceea ce este uman, adânc, profund, interesant, frumos în noi. Nu contează dacă lucrurile, în esență, sunt câteva dintre piesele acestei lucrări, în care nu dimensiunea morală este cea care prevalează. Dar nu aceasta e ceea ce trebuie să căutăm. În primul rând, surprinde prin sinceritate și apoi prin felul în care reușește să aducă în prim plan dimensiunea estetică. La urma urmei, viața noastră nu este făcută din fapte morale și nu în ultimul rând, vorbind despre condiția umană, faptele morale nu sunt neapărat cele care să dea, să construiască icoane. Nu este o culegere de icoane, ci este o culegere de fapte din viața reală care e o viață extrem de profundă și în care, practic, spații din exterioritate cumva reflectă ceea ce se petrece acolo. Și spun acest lucru pentru că interiorul în care se proiectează umbrele faptelor dintr-un trecut mai îndepărtat sau mai apropiat, este cel care se revarsă cumva prin ochii, prin trăirea, prin modul de viață al personajului sau al personajelor construite în fiecare dintre textele Alinei Gherasim. Vom găsi în majoritatea dintre aceste texte o atmosferă ploioasă, o atmosferă cețoasă, un abur, o ceață a melancoliei și nostalgiei pe care îl vom regăsi în primul rând în povestirea Luna, dar nu numai în povestirea Luna, ci continuând cumva, ducând mai departe ceea ce foarte puțini scriitori români contemporani reușesc să facă. Am în minte, pentru a exemplifica, felul în care această ceață a melancoliei reușește să fie construită, de pildă, de Mircea Cărtărescu în cele două lucrări, în dipticul Nostalgia și Melancolia, modul în care, cumva, prin sugestie, Alina Gherasim reușește să surprindă esențialul și acest esențial este cumva purtător al unor lucruri care vin din interiorul ființei umane. Aș vrea să dau un singur exemplu. De pildă, în textul Zile proaste, există un mic fragment în care această evadare din interiorul ființei se produce prin intermediul contagiunii cu exterioritatea. Exterioritate care poartă cu sine tot ceea ce ar fi purtat personajul fără să se știe ulterior, la impregnarea cu ceea ce reprezintă contextul, că personajul cumva a pătruns în context. Am un frate marinar care colindă lumea și care îmi trimite dovezi că pământul e continuu, că nu a trecut niciun pod peste genuni, că nu se prăbușesc oceanele. Lucrez într-un bar din zona aglomerată a orașului natal, la câțiva kilometri de munți. În zilele senine, masivul se vede ca o potcoavă care cuprinde toată valea și emană o senzație de bucurie greu de descris, ca o dimineață caldă la bălci, unde poți gusta după pofta inimii din toate turtele dulci și poți atinge tot ce vrei de pe tarabe. Când se golesc podurile caselor, aproape toate vechiturile iau calea pribegiei despre alți oameni, alte mâini, alte mirosuri, alte mări. Aerul de munte le cuprinde pe toate și le ambalează ca un negustor chipzuit. Cumva asta se petrece cu autoarea Alina Gherasim, pentru că ea reușește, punând împreună toate aceste povestiri care au spații de desfășurare diferite, personaje diferite, vârste ale personajelor diferite, experiențe complet diferite, ea reușește cumva să impregneze cu un asemenea aer auctorial care seamănă cu acest aer de munte la care face referire fiecare dintre prozele ei, care, din fericire, nu este impregnat de aerul ideologic al ideologiilor culturale care domină în momentul de față un anumit tipar de scriitură dintr-un anumit spațiu cultural sau din alt spațiu cultural. Cu alte cuvinte, vocea Alinei Gherasim este o voce
singulară, este o voce unică, este o voce a sincerității, este o voce aparent fragilă, dar care are o forță extraordinară de a pătrunde în interioarele lectorului și o voce care vine cumva să construiască ceea ce este frumos în ființa umană, pentru că în aceeași povestire Zile proaste, undeva spre final, nu, de fapt pe la jumătatea povestirii, există o frază care explică din nou modul în care ea, autoarea, se inserează în propriile texte și reușește să fie un fel de master of puppets pentru fiecare dintre personaje. Cred că fratele meu intuia cu precizie scopul existenței și îl observa în fiecare mic lucru. Intuirea cu precizie în urma observației etnometodologice a fiecăruia dintre lucrurile din spațiul imediat este ceea ce caracterizează în primul rând proza scurtă a Alinei Gherasim, este ceea ce îi dă valoare, ceea ce transformă proza scurtă a Alinei Gherasim într-o proză de o calitate excepțională și este suficient să citiți o singură povestire, să pătrundeți, să o recitiți în măsura în care ea nu v-a prins din prima și cu siguranță că nu vă veți mai îndepărta de această proză. Felicitări, Alina! Mulțumesc foarte mult, Adrian, pentru cuvintele nemaipomenite și pentru o încurajare extraordinară pe care o simt. Și am să-l invit pe Tudor Morgovan, pe actorul Tudor Morgovan, să ne citească un fragment dintr-o povestire. Bună seara! Stați un moment să apuc să... Să aveți puțină răbdare. O să încerc să nu vă plictisesc prea mult. Cu o seară înainte se certaseră rău. Fusese o ceartă violentă. O cafea bună salvează orice moment, se gândi el. Îi făcu semn chelnerului să se apropie. Încă o cafea, dar să fie adevărată, zise el cu o voce neobișnuit de gravă. Domnule, toate cafelele noastre sunt bune și chiar dacă ar fi proaste, tot bune aș spune că sunt, zâmbi puștiul. Dacă zic altceva, șopti el apropiindu-se de urechea bărbatului, patronul m-ar da afară. Abia a luat mașina de cafea, a dat o groază de bani pe ea. Nu o să mai vină. Aseară a fost prea de tot. Îl năpădiră gândurile ca niște plante încălcite de pe fundul lacului. Îl voia unecat. Uneori putea trece peste, dar de data asta cred că nu, fusese prea mult pentru ea. Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu poftești nimic din ce e al aproapelui tău, să nu despici firul în patru, lasă totul așa cum e. Toate explicațiile și scuzele fuseseră de prisos. Ea nu scotea niciun cuvânt, iar figura ei era ca a unei păpuși de ceară, Madame Tussauds, glumise el. Dar ea se afundase în starea cea mai neagră. Parcă se autodizolva în cercuri concentrice, se lăsa moale să pice în interiorul propriei ființe. Ea, o fântână cu apă limpede, se transformase într-un puț mohorât și fără fund. Puștiul veni vesel și țopăind. Mai durează puțin până e gata cafeaua. Cred că s-a înfundat mașina cea nouă. Barmanul e nervos, l-am lăsat să facă ce trebuie. Zice că doar el se pricepe la reparații. Mai bine. Aș putea să deschid ușa de la terasă? Vă deranjează? Parcă iese soarele. Azi nu mai iese soarele. Așa credeți dumneavoastră pentru că sunteți supărat. Pentru ceilalți iese. Adică sunt doi sori, unul ascuns din cauza celor tulburați și altul la vedere pentru oamenii veseli? Se miră bărbatul scărpinându-și obrazul. Barba asta de 4 zile îl mânca îngrozitor. Crezi că e așa de simplu? Exact. Bine, atunci deschide ușa. Puștiul trase tare de încuietoarea blocată a ușii glisante și dintr-o dată în restaurant năbăli aer rece și umed. Își netezi șorțul negru pe care îl purta și trase adânc aer în piept. Apoi se scutură, se întoarse spre bărbatul care îl privea absent și ceru voie să se așeze puțin. Barmanul e ocupat cu mașinăria lui, nu mă vede,
zise puștiul, și ochii lui albaștri se făcuseră și mai albaștri. Stai cât vrei, nu mă deranjează. Credeți în Dumnezeu? Ce-ți veni? Ceața care s-a abătut asupra noastră nu e în regulă. Vrea să ne spună ceva. Dacă faci parte dintr-o sectă, nu ți-ai găsit mușteriul. A, nu, stați liniștit, e doar o impresie de-a mea. Uneori mi se întâmplă să sting becuri cu puterea minții sau să strici mașini de cafea tot cu puterea minții. Se puse pe râs bărbatul. Am vrut să le nervez pe barman, mă ia mereu peste picior. Te domină, își arată mușchii. Să-ți fie clar cine e șeful. Poate că suferă și el. Da, da, să știți că suferă rău de tot. Ceața se ridică, parcă. Nu văd nicio schimbare. Mi-a făcut plăcere, zise puștiul și se ridică. Cred că acum pot să vă aduc cafeaua. Mersul lui săltat îi aducea aminte bărbatului de tinerețe. Așa îi se spunea și lui, că are un mers săltăreț ca un pinguin. Lui nu-i plăcea, mai ales când mama îl tot corecta. Când era mic, avea impresia că nu-l iubește. Prea îl beștelea pentru toate, niciodată nu era apreciat cum își dorea. Ea îl domina ca un cerber care păzea intrarea în infern, în infernul lui. Se simțea trădat. El voia să coboare acolo din când în când. Nu avea voie să-și cunoască propriul adânc, oricât de tulbure era. Mama îl ținea deasupra, la ape puțin adânci, să nu pățească ceva. Nu avea încredere în el. Ar fi vrut să încerce să se scufunde. Ea îl ținea de guler, sus, sus, capul sus. Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu poftești nimic din ce e al aproapelui tău. Abusese probleme și cu femeile. I se părea că toate sunt la fel și îl voia una pe limpezi, iar el nu apucase încă să facă acele scufundări în mâlul său, să-i simtă mirosul de vin bun băut pe țărmul Mării Libiei. Stătea prea sus. Stătea prea sus, la suprafața vieții. Cu luna fusese altcumva. Ea îl târâse prin toate aluviunile, iar el se lăsase cu plăcere purtat de acest șuvoi nestăpânit și violent și începuse să înțeleagă cine e cu adevărat, deși deseori era teamă că își pierde controlul. Doar că seara trecută își simțise vechea lui mască de fier lipită pe obrazul neras. Voise să o arunce în coșul împletit de ea, dar nu fusese chip. Ridicase mâna cu pumnul strâns și o lovise pe femeia lui. Oare ce-o face puștiul cu cafeaua? Se gândi bărbatul. A, uite-l. Puștiul ieșise pe terasă și stătea cu fața la soare. Doar că soarele nu exista. Ceața nu se ridicase, era și mai deasă. Băiatul își răsfăța obrajii, când pe unul, când pe celălalt, ca și cum ar fi fost la plajă. La un moment dat, scosese din buzunarul de la pantaloni un tub mic de cremă de plajă și își dăduse cu atenție pe nas. Barmanul bombănea în fundal în timp ce ștergea cu o cârpă curată mașina de cafea care repornise și care scotea acum sunete ritmate. Cafeaua dumneavoastră, domnule, se auzi vocea puștiului. De unde ai apărut? Erai pe terasă la plajă acum câteva secunde. Păi nu a zis că nu o să iasă soarele? Cum puteam să fiu la plajă? Am fost la bucătărie să mai iau niște comenzi și mi-am luat și porția de beșteleală de la barman. Poate ai vreun frate geamăn. Am avut. A murit acum 2 ani, înnecat în lac. Îmi pare rău, zise bărbatul scărpinându-se și mai tare. Bărbia lui arăta acum ca o tomată răscoaptă. Chelnerul lăsă cafeaua pe masă, se întoarse și se îndepărtă cu umerii lăsați spre barmanul care îi făcea semne disperate. Bărbatul rămase cu ochii în zarea cețoasă. Cafeaua era rece și nici nu avea un gust prea bun. Oare ce-o face luna mea? Pe unde o fi? Să vezi că nu mai apare niciodată. Putea și ea să ierte. Eu n-am știut niciodată să iert. Nu m-a învățat nimeni. Am învățat să mă răzbun. Să nu ucizi,
să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu poftești nimic din ce ai al aproapelui tău, să nu despici, să nu despici firul în patru, lasă totul așa cum e. Nu mi-amintesc toate poruncile. Luna răsări în vastul necuprins, plină și roșiatică, și pe suprafața ei se vedeau umbre ale ierburilor încălcite de pe fundul lacului. Mulțumesc foarte mult pentru cuvinte și pentru lectura extraordinară. Mi-am revăzut și eu textul, adică l-am auzit, pentru că în momentul în care scriu, de fapt, eu scriu cu vocea mea interioară și atunci e fascinant pentru autor să-și vadă textul citit. Am încercat cu această carte să abordez o temă care este foarte veche și nu e inventată de mine, tema iubirii, până la urmă, pornind de la cuvintele din limba greacă, pentru că palierele iubirii în antichitatea greacă mai ales sunt foarte multe. Am identificat 10, chiar 11 cu un termen latin, adică sunt paliere legate de la eros, la agape, la filia, la filautia, până și mania este o formă de iubire. Și atunci, în cartea aceasta mi-am propus, apelând la personaje contemporane și la situații din viața noastră, a tuturor, din viața de zi cu zi, să le pun să le coagulez într-un anumit fel, așa cum am putut. Am simțit la un moment dat că e așa, chiar o datoria mea ca autor față de mine, în primul rând, să las o mărturie asupra acestui subiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de mine ca întotdeauna și mulțumesc Adrian Lesenciuc pentru prezentarea deosebită și mulțumesc Tudor Morgovan pentru lectură. Vă mulțumesc tuturor și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de mine ca întotdeauna. Mulțumesc!